În contextul riscului de răspândire a infecției cu coronavirus, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș atrage atenția tuturor angajatorilor, indiferent de forma de proprietate, asupra obligațiilor ce le revin în materia legislației muncii privind sănătatea lucrătorilor. În contextul actual se recomandă tuturor angajatorilor, indiferent de forma de proprietate, ca împreună cu medicul de medicină muncii să-și revizuiască activitatea de evaluare a riscurilor asupra menținerii stării de sănătate a lucrătorilor. În paralel cu aceste controle medicale, se recomandă și organizarea de sesiuni de informare și conștientizarea lucrătorilor asupra potențialelor riscuri la care se expun în timpul lucrului, măsurile de prevenție și modul în care trebuie să se acționeze în momentul producerii unui eveniment. Teatrele nu vor putea să mai pună în scenă piese dacă nu se vor reduce, începând de astăzi, numărul de spectatori. Noile reglementări spun că la astfel de evenimente culturale, în sălile de spectacole pot participa sub 200 de oameni. În cazul în care se preconizează a fi un număr cuprins între 200 și 1000 de participanți, instituțiile respective au nevoie de avizul Direcției de Sănătate Publică Maramureș. Spectacolele cu peste 1000 de oameni sunt interzise. În acest context, atât Teatrul Municipal Baia Mare, cât și secția Păpuș trebuie să ceară avizul instituției pentru a putea pune în vânzare mai mult de 199 de bilete. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației au descoperit într-un autoturism oprit în zona de frontieră 6.500 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană. Totul după ce oamenii legii au observat în seara zilei de 9 martie, pe direcția localității Sighetul Marmației, mai multe persoane care au trecut prin Aparul râului din Ucraina în România, transportând în spate colete voluminoase. Drept urmare s-a măsura conducerii autoturismului cu țigări împreună cu șoferul la sediul Poliției de Frontieră în vederea continuării cercetărilor.